Azi am făcut 27 de ani. So... Yes. Momentan sunt în Oradea și astăzi vă port prin Oradea un pic. Also, asta e una dintre pisicile mele. Pisica mea Luna. Mi-am dorit întotdeauna să merg la salon și să-mi fac ceva chestii la păr. Așa că m-am gândit azi că vreau un pic de schimbare. Prima chestie ce vreau e breton. So, we should see dacă mă lasă să-mi-l fac. E destul de greu, pentru că la părul meu am vârtecușuri, so... destul de greu de făcut vârtecușuri cu breton. Am mai băut un pic de rabie bubble rămas de seară, pe care l-am luat împreună cu prietenul meu. Mi-am pus noi cercei pe care mi-am cumpărat din Cluj. Mai apoi am început să-mi fac rutina de dimineață, în care după ce m-am spălat pe față, m-am dat cu SPF. Chiar dacă este iarnă, încerc cumva să mențin o igienă a feței. Iar apoi am început să mă piaptăn pentru că, deși nu prea fac asta des, am zis că acum la salon cred că ar fi de ajutor să nu am părul încălcit. Undeva în jur de 11 fără 20, iar eu aveam la salon undeva la 12 să ajung, așa că am zis că pornesc mai repede. Între timp au început să mă sune oamenii dragi, m-au sunat părinții mei și sora mea, așa că în partea asta răspund la telefon. Going to the salon chiar acum. Asta este ora de dimineață. Am început să caut un mijloc de transport în comun și mi-am dat seama că cea mai bună opțiune ar fi să merg cu tramvaiul. Prefer să merg cu tramvaiul sau orice mijloc de transport în comun oricând pot, pentru că este foarte rapid. Aici sunt după spălat, mi-a cam fost rușine să filmez pe parcursul. Aici sunt eu cu breton și îmi place foarte tare. Îmi place foarte tare pentru că coafeza a fost drăguț. I'm filming you. Eu mi-am luat ceva orez cu fasole și alte chestii și lipie, iar el și-a luat ceva un fel de tiki masala cu pui. Aici suntem noi care mâncăm și mai apoi mi-am luat și o cafea de la Spițe, care este un local drăguț din Oradea, unde sunt și foarte multe opțiuni vegane și veggie. Ne îndreptăm spre casă cu o nouă tunsoare. Cred că sunetul e bombă. Bombă, da. O să îl reorepistez acasă. Dar vă doresc... E un pic desinct. Da. Vă doresc o iarnă plăcută în continuare și ne reauzim la următorul video. Ne vedem la anul. Ne vedem la anul. It's been a pleasure. Și aveți grijă de voi. Nu sunteți singuri, singure. Mulțumesc că ați petrecut ziua cu mine. Cheers! I love you. Vă iubește mătușica. Am zis că nu o să aud nimic, nu? Nu se aude nimic. Ba, se aude. Se aude doar că cu zgomot. În două luni o să fac 27 de ani. Și mă tot gândesc cum atunci când eram mică, nu mi-am putut imagina viața mai departe de 20-25 de ani. Mereu era ceață când mă întreba lumea cum mă văd peste 10-20 de ani. Because I struggled with mental issues, mi-am contemplat de multe ori moartea sau m-am gândit că inevitabil voi părăsi lumea asta de vreme. It's tough. It's messy. Viața devine atât de complicată uneori. But I lost so many dear souls that I made a promise to myself. Să am în vedere că și unii și-ar fi dorit să mai poată să simtă cum le intră aerul în plămâni, cum se simt frunzele când te răstogălești prin ele sau cum se simt zilele cu soare. I'm still here. Sunt aici și voi încerca să mă bucur de zilele cu soare cum mă bucur de cele cu ceață. Să fiu
să exist. So.